Doi tineri talentați din Drobeta Turnu-Severin își doresc să se remarce prin cel mai frumos mod posibil, muzica. Mâine seară, mehedințiul va sări în aer, întrucât Pablo 05 aka Lege și Gizi și-au unit forțele și vor lansa o nouă piesă, intitulată Tresar. Sound fresh, energie, culoare, doi artiști tineri și talentați. Acestea sunt cuvintele ce descriu piesa Tresar, care va fi lansată mâine seară la ora 20. Pablo 05, aka Lege și Gizi au creat o piesă diferită față de cum era obișnuit publicul și se așteaptă să ajungă la inimile tuturor. Mâine seara am înțeles că veți lansa o piesă. Spuneți-mi despre ce este vorba și unde pot oamenii să o vadă în premieră. Desigur. Piesa se numește Tresar, în primul rând. Este o colaborare cu fratele meu, Pablo, și se va găsi pe canalul lui de YouTube, Pablo 05 Chei Lege. Piesa este una comercială, nu avem limbaj licențios, este de vibe, având în vedere că este vară și lumea chiar are nevoie de chestia asta mai mult decât oricând. Eu zic că asta e o piesă foarte, foarte tare și poate să asculte la orice poartă, e acasă, în mașină și unde vori. Este prima piesă de acest. Este prima piesă de acest gen. Vă așteptăm mâine în număr cât mai mare pe canalul meu de YouTube, chiar și pe Facebook, să dați distribuire, să ne susțineți, nu? Că e Severinul aici. O zi frumoasă! O sparge parcă spuștean, aprind după aia și hai să fim high. Ai ceva tu pe o să te destinzi așa, doar ce ai ajuns tu cu prietena ta.